Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Muzeul de istorie din Onești își așteaptă vizitatorii. Ziua drapelului sărbătorită la Onești. Noi asaltări în comuna Dofteana. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în calitate de promotor de proiect, în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate București, în calitate de parteneri, au organizat un eveniment public în cadrul proiectului Asigur Bacău și Vrancea. Un asigur care a fost implementat începând în anul 2021 în două județe, județele Bacău și Vrancea, și care are ca scop oferirea de servicii integrate în cadrul a 11 centre comunitare din cele două județe. Scopul proiectului este ca cei mai mulți copii, tineri cu dizabilități și familiile acestora să aibă acces la servicii de calitate, de tip medical, educațional, de asistență socială de bază, dar și de servicii specializate integrate în funcție de nevoile identificate. Profesioniștii din cele două județe, cu sprijinul autorităților județene, Consiliul Județean Bacău, DGASPC Bacău, DGASPC Vrancea, Centrul pentru Politici Sociale și de Sănătate București, au implementat un model de siguranță și confort în cele 11 centre comunitare pentru număr de peste aproximativ 1250 de persoane care astăzi ne vizitează centrele. Ne dorim să continuăm activitatea centrelor comunitare și după încheierea acestui proiect în decembrie 2023 și DGASPC Bacău a identificat deja surse de finanțare astfel încât copiii să rămână în mediul lor de viață, să trăiască alături de familiile lor, dar să aibă și o viață mai bună și nevoile lor să fie satisfăcute. Vreau să încep prin a vă felicita pentru acest eveniment și pentru implicarea de care dați dovadă în implementarea acestui proiect. Cred că faptul că am început cu acest entuziasm și bucurie ne arată faptul că proiectul este implementat în cele mai bune condiții, iar, cum ați spus mai devreme, unde-s doi puterea crește este un exemplu perfect care trebuie urmat. Din păcate, domnul președinte al Consiliului Județean, Valentin Ivancea, și-ar fi dorit să fie astăzi prezent alături de dumneavoastră, dar este plecat la București cu anumite probleme administrative care trebuiau rezolvate urgent. Însă a ținut să vă transmit în mod special felicitări pentru acest proiect care răspunde nevoilor grupurilor țintă, prin acțiuni care vizează trei dintre principalele domenii de interes: asistența socială, educația și sănătatea. Fiind principalul inițiator și susținător în materializarea unor astfel de proiecte și derulate de către DGASPC, prin care se urmărește încurajarea și susținerea beneficiarilor, astfel încât dizabilitățile de care suferă să nu mai constituie un impediment pentru a duce o viață apropiată de normalitate. Vă asigurăm încă o dată de implicarea și sprijinul Consiliului Județean în toate proiectele pe care le veți desfășura și în toate activitățile care sunt menite să contribuie la binele semenilor noștri. Momentul în care s-a identificat un kinetoterapeut care să acorde servicii și atunci toată lumea a izbucnit în urale, chiar și cei care nu erau implicați în proiectul Asigur, fiindcă se bucurau că în sfârșit am găsit un specialist care să acorde servicii și știau cât de mult au căutat. Ideea că s-a construit o familie, a venit încoace cântând. Știu că toți colaborează și se bucură de rezultatele celorlalți, îi sprijină, de la fiecare eveniment care a avut loc la unul din centre, ceilalți au fost alături. Doamnele director de la noi, de la instituție, domnul președinte al Consiliului Județean,
de la noi susțină acest proiect și a fost foarte interesat. Impactul în comunitate s-a văzut. Familia a fost valorizată. Copiii cu dizabilități au fost valorizați. Ați văzut și Ionuț? Da? Sunt mândri să-și arată lucrările atunci când au fost oaspeți la noi. Termenul de prevenire este un termen foarte drag sufletului nostru. Toți ne dorim asta. De fiecare dată când auzim de o activitate de prevenire, un proiect, ne bucurăm cu toți. De fiecare asta înseamnă că nu mai ajungem la intervenție. Nu mai ajungem la traume, la drame, la separări. Și, într-un cuvânt, vreau să vă spun că ne bucurăm foarte mult. Vrem să mulțumim din tot sufletul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. În cadrul acestei întâlniri s-au prezentat rezultatele intermediare privind progresul activităților desfășurate și identificarea unor strategii de colaborare interinstituțională în vederea identificării unor surse de finanțare ce vor fi puse la dispoziția instituțiilor interesate în scopul asigurării sustenabilității și serviciilor de asistență socială, medicală și educație parentală la nivel comunitar. Odată cu vacanța mare, Muzeul de Istorie din Onești s-a pregătit să-i întâmpine pe cei mici, dar și pe cei mari și să-i poarte în fascinanta călătorie în istorie. Mai multe detalii aflăm chiar în minutele următoare. Care ar fi programul la muzeu în perioada de vară? Pentru că, iată, vacanța de vară bate la ușă și, cu siguranță, și muzeul poate fi un mod plăcut de a-ți petrece timpul liber. Programul pe perioada verii este același ca și în timpul anului, adică de luni până vineri, de la ora 8 la ora 16. Cu ce ne întâmpinați aici la muzeu? Cu tot felul de exponate care, mă rog, reflectă istoria locală. În acest moment ne aflăm în sala care prezintă Paleoliticul, Neoliticul și Eneoliticul, adică vorbim despre perioada preistorică. Avem doar câteva exponate din Paleolitic și mai ales din Paleoliticul Superior și acestea constau în fragmente de femuri de mamut, de elefant primigenius. Avem câteva unelte folosite în acea perioadă, pentru că ar trebui să menționăm faptul că în acea perioadă oamenii își luau cele necesare traiului din natură. Vânătoare, pescuit, culegeau rădăcini, prindeau insecte, culegeau tot felul de tuberculi și în special cu culesul se ocupau femeile. Se vorbește foarte mult în acea perioadă despre matriarhat, adică femeia era importantă în cadrul unei comunități paleolitice. Bine, femeia fiind centrul universului, dătătoare de viață. Sigur că da, cu atât mai mult cu cât în acea perioadă vorbim despre cultul fertilității și al fecundității. Femeia era întruchipată prin idoli antropomorfi și nu o să vedem niciodată idoli antropomorfi masculini în acea perioadă. De asemenea, găsim și aici în cadrul muzeului astfel de idoli. Sigur. Avem în vitrina din penultima vitrină avem câțiva idoli antropomorfi, feminini. Avem de asemenea idoli zoomorfi. Găsiți în zona Gura Văiei. De asemenea, tot specific acelei perioade este faptul că oamenii erau organizați cumva în niște grupuri mai mici, adică grupurile erau formate din câteva familii, iar bărbații erau cei care mergeau la vânătoare. Vânătoarea se realiza cu ajutorul unor fragmente din silex, foarte bine ascuțite, iar ca alte unelte litice erau folosite racloarele sau răzuitoarele, care erau folosite pentru îndepărtarea pielii de carnea pe care apoi o introduceau în alimentație. Pielea mai era folosită de asemenea și drept acoperiș, pentru că oamenii trăiau în acea perioadă în mod deosebit în peșteri, dar trăiau și în aer liber, în subcerul liber, în momentul în care vremea le permitea acest lucru. Și atunci improvizau niște corturi din patru pari înfipți în pământ sau din oase lungi ale animalelor sau din colți
mai lungi. Și alte cuvinte, erau o societate foarte bine structurată, organizată, care încerca să-și desfășoare viața în cât mai multe, mai cât de bune condiții. Nu era foarte bine organizată, pentru că organizarea începe mai târziu, în epoca bronzului. Însă încearcă cumva să se adapteze condițiilor și să facă față tuturor problemelor care se iveau în acea perioadă. Tot în acea perioadă vorbim despre apariția focului. Folosesc focul care apare necontrolat. Sigur că da. Ulterior, în neolitic, începe să apară focul controlat. Adică încep să controleze focul, încep să-și gătească propriile alimente și începe să apară ceramica de cucuteni. Adică vasele din lut în care ei deja încep să-și pună alimentele. Încep să mănânce civilizat, nu mai mănâncă cu mânuțele. Și găsim în aceste vitrine, iată, și linguri din neolitic, făcute din lut. Cu alte cuvinte, societatea a evoluat, dacă să zicem la început erau așa, spuneați dumneavoastră, ușor neorganizați, dar încercau să se organizeze, ușor, ușor călătorim și iată că ajungem în perioada în care lucrurile se așează. Sigur că da, pentru că în Paleolitic, de exemplu, pentru că exploatarea solului era mai mult de suprafață, ei sunt mai mult nomazi. Începând cu Neoliticul, încep deja să se statornicească într-un loc, să se stabilească și încep să-și construiască propriile case. Deci iată că din Neolitic, dacă datează casele, construcția acestor case și era realizată din, tot așa, din pari înfipți în pământ, între ei împletituri din nuiele cu stradă lut deasupra. În zona Oneștiului și zona adiacentă Oneștiului, în imediată vecinătate, sunt foarte multe așezări de genul acesta. Haideți un pic să călătorim împreună, așa facem un tur imaginar, în localitățile în care au fost descoperite obiectele, pentru că pare incredibil, dar chiar la doi pași de noi, istoria încă se scrie. Așa este. O descoperim. Așa este. Și la noi primele informații despre existența unor iată, exponate datând din perioada Paleoliticului datează din 1871, când câțiva învățători au răspuns unui sondaj, unui chestionar realizat de Alexandru Odobescu și au menționat că în zona Oneștiului există aproximativ 590 de resturi datând din ceramică, osteolitice, deci litice, unelte litice, deci tot felul de exponate datând, iată, din Paleolitic. Nominalizăm și localitățile? Sigur că da, Târgu Ocna, Gura Văii, Slobozia, avem de asemenea Borzești, la Gura Văii Motocești, Târgu Trotuș. Târgu Trotuș, sigur că da, Bogdănești, cu Todoscanu, grădina lui Ion Bostan, Oituz, de altfel la Oituz și la Târgu, la Oituz și la Bogdănești am avut două zăcăminte de sare. Și am mai avut două florimente la Tuta și la Bogdănești. Cu alte cuvinte, și sarea era un element extrem de important în civilizația, în evoluția sau în crana civilizației antice și când ne referim la civilizația antică, mă refer la carpi liberi. Da, și este demn de menționat faptul că au început exploatarea sării încă din Paleoliticul Superior. Când au început deja să-și conserve alimentele, iată, în saramură, sigur că da, sigur că da. Și de asemenea făceau și comerț cu sarea, pentru că începeau să facă saramură, pe care apoi o depozitau în niște vase numite brichetaj, niște vase mici, care îi ajutau pe ei în transportul sării pentru a face comerț, iată, troc, de fapt, cu acest mineral. Cu alte cuvinte, carpii, înaintași și noștri au știut ce înseamnă sarea, beneficiile ei și au știut să și folosească. Sigur că da. Dar despre carpi o să vorbim deja când ajungem la epoca migrațiilor. Așa, pentru că iată și în această perioadă în vasele de provizii oamenii din acea perioadă foloseau sarea, iată, pentru a conserva în special carnea.
se știe faptul că încă de prin neolitic, dinainte de retragerea calotelor glaciare, marile mamifere s-au retras și ele odată cu această calotă, iar oamenii și animalele rămase în această zonă au încercat să adapteze noilor condiții. Ca atare, iată că oamenii încep să nu mai mănânce atât de masiv carne, deși este recunoscut faptul că în acea perioadă oamenii, majoritatea, dacă nu chiar toți, erau omnivori. Așa, iar și se adaptează foarte mult și consumului de cereale. Iată că odată cu trecerea timpului au evoluat și condițiile climatice, așa cum a spus noastră, dar au evoluat și ustensilele din bucătărie și deja sunt mai evoluate. Sigur că da. Cei care ne vizitează muzeul se pot bucura de un polonic din perioada neolitică și acest polonic este foarte bine restaurat și chiar reflectă acea perioadă. Plin încărcat de motive, de culoare și de frumusețe. Sigur că da, cu atât mai mult cu cât este din perioada de sfârșit a neoliticului, când deja oamenii încep să-și dezvolte simțul estetic și cam toate vasele încep să aibă tot felul de modele, tot felul de modele geometrice, tot felul de flori, tot modele felul de solare, curbe, sigur că da, sigur. Deci, cu alte cuvinte, s-a simțit deja nu doar în prezentarea și conservarea mâncării, dar avem nevoie și de frumos în farfurie. Sigur că da, pentru că încep să realizeze că, de fapt, și ceea ce văd în farfurie le bucură ochiul, nu doar papilele gustative. Așa da. Este. Foarte multe elemente aici în cadrul Muzeului de la Onești. Care ar fi, să zicem, în opinia dumneavoastră, cel mai interesant element pe care îl aveți și care ne invitați să-l vizionăm, să-l vedem? Sincer, mi este foarte greu să spun acest lucru pentru că toate sunt interesante, toate au fiecare povestea lui, fiecare exponat are povestea lui și este destul de dificil de menționat unul anume. Pentru că fiecare exponat se referă la o anumită activitate domestică pe care o realizează sau, știu, la o anumită activitate de producere a hrănii sau... Deci mi este foarte dificil de menționat ceva anume. Deci, cu alte cuvinte, toate sunt foarte... Toate sunt, sigur că da. Toate sunt și merită toate vizionate. Cu siguranță ar putea fi o modalitate frumoasă de a petrece timpul liber împreună cu cei mici și cei mai mari, bineînțeles, sigur, da. Și să descopere istoria. Sigur că da. Deci cei pasionați de istorie și nu numai pot veni și la muzeul nostru și pot descoperi aici o fărâmă de istorie. Muzeul de istorie din Onești a fost înființat în 1962. În colecția muzeului sunt exponate de arheologie și istorie locală, unelte din silex și corn de la Târgu Ocna, materiale arheologice descoperite la Bolzești, Căbești, Cutinaș, Guravăi, Bogdănești, Vișoara, vestigii medievale de la Târgu Trotuș, colecție numismatică, colecție de obiecte eneolitice, aparținând culturii cucuteni, dar și multe altele. Cu toate că funcția de ministru a venit la pachet cu o serie de responsabilități, iată că în ciuda agendei extrem de încărcate, ministrul băcăuan al mediului Mircea Fechet nu a uitat de Bacău și nici de Comuna Trean, locul copilăriei sale și recent s-a întâlnit cu primarul Sorin Gherghelucă. Voi continua să fiu prezent în județul Bacău, la fel ca și până acum. Mă reîntorc cu drag în Traian, comuna pe ale cărei străzi am copilărit și de fiecare dată mă bucur să văd că e o localitate care nu bate pasul pe loc, ci se modernizează. Pentru acest lucru îl felicit pe primarul liberal Sorin Gherghelucă, alături de secretarul general al PNL Bacău Claudiu Năstase și subprefectul Gabriel Lupu. Am vizitat șantierul lucrărilor de la drumul comunal din satul Bogdănești, proiect finanțat prin Compania Națională de Investiții, dar și lucrările de la școala gimnazială din comuna Traian. Într-o lume în continuă schimbare, lucrurile simple precum un drum comunal sau o școală pot face o mare diferență în viața cetățenilor, iar faptul că la fiecare vizită aici pot vedea noi schimbări în bine, îmi arată că localitatea e pe drumul cel bun, a declarat Mircea Fechet pe rețelele de socializare. De ziua drapelului, Elena Pașcoa Păvăloaie, președinta PNL Onești, a organizat un eveniment dedicat acestei zile. Astăzi aniversăm 175 de ani de când tricolorul a devenit drapelul nostru național, urmare a deciziei Guvernului Revoluționar de la 1848, scrie Elena Pașcoa Păvăloaie pe Facebook. Am sărbat ziua drapelului cu mic, cu mare și la Onești, avându-i alături și pe colegii liberali, dar și
reprezentanța ai Clubului Elevilor Liberali. Evenimentul a fost o îndeplinire a unei datorii de suflet pentru țara noastră. Lecția de istorie despre tricolor, atât de necesară, a fost ținută într-o manieră impecabilă de Victor Plutașu, care ne-a invitat să ne punem steaguri la balcoane și să începem să nu ne mai plângem că suntem români, ci să fim recunoscători că trăim pe aceste meleaguri sfinte. Steagul este România, acest pământ binecuvântat al patriei, stropit cu sângele străbunilor noștri și îmbălșugat cu sudoarea muncitorului. El este familia, ogorul fiecăruia, casa în care s-au născut părinții, unde se vor naște copiii noștri. Totodată, steagul este trecutul, prezentul și viitorul țării, întreaga istoria României, spunea Alexandru Ioan Cuza. La mulți ani drapelului național! Mulțumesc că ne-au fost alături Adrianei Enache, primarul comunei Mănăstirea Cașin, lui Claudiu Petrișor, primarul comunei Oituz, lui Iancu Cosmin Alexandru, președintele TNL Bacău. Mulțumiri de asemenea pentru cadrele surprinse cu drona și lui Andrei Spoială. De altfel, acesta nu este singurul proiect inițiat de liberala Elena Pașcoa Păvăloaie. Recent a finalizat proiectul Să furați zâmbete, ce constă în amenajarea unui loc plin de culoare în fața cinematografului din Onești. Păstrez obiceiul pe timpul anotimpului cald și vă invit cu mic cu mare să furați zâmbete într-un loc plin de culoare în fața cinematografului Capitol. La umbrele va fi, sper și în acest an, locul în care vă veți adăposti de soare, dar și de ploaie. Locul în care veți face cele mai pline de culoare selfie-uri, dar și locul unde veți poposi doar pentru a vă bucura privirile. Mulțumesc celor care și-au pus umărul și au ajutat ca acest proiect să vă bucure și în acest an. Veste bună pentru locuitorii satului Cucuieț, comuna Dofteana. S-a finalizat asfaltarea străzii Socilor. De altfel, cei mai mulți locuitori ai comunei spun că niciodată în istoria localității nu au fost atât de multe străzi asfaltate. Multe proiecte au fost realizate cu bani guvernamentali, cofinanțări de la Consiliul Județean Bacău, dar și proiecte pe fonduri europene. Mai multe aflăm în minutele următoare. Domnule primar, cum spun unii, cred că cam toate ulicioarele le-ați asfaltat aici în comuna Dofteana. Da, nu chiar toate, mai avem mult de asfaltat și de acum încolo. Cine a rămas de asfaltat, mă refer la ulicioare, rămâne doar atât în Hăgeac și în Ștefan Hodă, locurile unde va veni canalizarea. Probabil în toamna anului 2023, cel târziu iarna anului 2023, se vor apuca de lucrări de canalizare. Iar în urma canalizării, bineînțeles, vom avea un proiect de așa natură să asfaltăm, să readucem terenul la, la forma inițială. Mă uitam aici pe strada Socilor, suntem în Cucuieți, ați făcut și un set puternic de gabioane. Da, haideți să vă explic un pic despre strada Socilor. Deci strada Socilor, împreună cu alte străzi din localitatea noastră, fac parte din tot ansamblu de proiecte care stă la baza proiectelor Companiei Naționale de Investiții în urma inundațiilor din anul 2018. Noi am depus proiectul, am făcut studiile de teren și am insistat la minister cu tot felul de adrese, am făcut lobby de așa natură să ne aprobe proiectul respectiv, modernizarea drumului, adică cu asfalt. Dar în acest proiect, pe o lungime de 850-870 de metri lungime, așa, intră și aproximativ 300 de metri liniar, nu 260 de metri liniar, de gabion pe o înălțime de 6 metri, înălțime care variază între 3,50 m și 6 metri în funcție de configurația terenului, pentru a proteja locuințele cetățenilor și totodată drumul pe care îl modernizăm noi. De altfel, vor prelua foarte mult din apa pluvială atunci când va ploua torențial, cunoscut fiind faptul că atunci când plouă, dacă nu ar fi fost aceste gabioane, locuințele erau în pericol. Dar motivul pentru inițierea acestui proiect acesta este întrucât în momentul când vin apele mari și sunt ploi torențiale abundente, apa pluvială distrugea drumul și devenea impracticabil intrarea și ieșirea în curțile cetățenilor. Bineînțeles, impracticabil venea drumul și totodată nu putea să urce nicio mașină. Vedeți că înclinația terenului este destul de mare, nu putea să urce nicio mașină, niciun fel de salvare, nici mașini care aprovizionează magazinele, nimic absolut, mai ales faptul, sau dat fiind faptul, că aici în zona avem persoane care sunt afectate și fac dializă, vine dimineața la prima oră, vine salvarea, îi preia, îi duce și așa mai departe, dar motivul ăsta este, dacă noi eram afectați de inundații din anul 2018 și nu inițiam acest proiect, se întâmpla altceva, nu puteam să asfaltăm din bugetul local, trebuia să găsim alte surse finanțabile pentru a putea să asfaltăm. Dar Dumnezeu ne-a ajutat și am rezolvat toată situația și
suntem în mijlocul cetățeanilor și luptăm pentru interesul cetățeanului, nu pentru altceva. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 27 iunie, cerul va fi senin. Maxima zilei urcă până la valori de 29 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 15 grade Celsius. Miercuri 28 iunie, cerul va fi parțial înnorat. Sunt posibile averse de ploaie. Maxima zilei ajunge până la valori de 18 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 12 grade Celsius. Joi 29 iunie, cerul va fi parțial înnorat. Maxima zilei ajunge până la valori de 23 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 13 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.